Bine v-am regăsit la ediția de astăzi a emisiunii Videoteca Excelenței. Vom discuta despre un proiect Euroscola la Liceul Teoretic Miron Costin din Iași. Despre acest proiect veți afla detalii de la invitatele ediției. Este vorba de doamna profesor Larisa Elena Târzianu și eleva Ecaterina Bordeanu de la Liceul Ieșean. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Dumneavoastră sunteți printre câștigătorii a edițiilor anterioare. Haideți, doamnă profesor, să începem cu acest aspect. Ce teme au mai fost și cum e să fii câștigător la Euroscola? Da, într-adevăr, suntem câștigătorii a 4 ediții anterioare a acestei competiții naționale, care a ajuns anul acesta la 11-a ediție. Celelalte proiecte pe care le-am derulat au vizat aspecte ale Uniunii Europene legate strâns de denumirea fiecărui an european. Ne-am implicat în activități de voluntariat pentru combaterea sărăciei, pentru conștientizarea publicului tânăr referitor la importanța votului, la alegerile parlamentare. Au fost proiecte pe care le-am derulat cu generații diferite de elevi. În fiecare an au participat câte 24 de elevi, care au fost recompensați pentru munca lor și pentru interesul manifestat în aceste activități cu o participare la ședința Parlamentului European de la Strasbourg, un prilej pe care l-au folosit pentru a schimba idei, pentru a vedea cum se derulează o ședință în Parlamentul European, a avut posibilitatea să comunice în limbile de circulație ale Uniunii Europene, să realizeze ei înșiși niște legi care ulterior au fost votate. E frumos, vă întrerup, că spuneați 11 ediții și deja 4 premii. 4 premii, da. Este și pentru noi un motiv pentru care ne-am înscris și la această competiție, pentru a da de anul acesta, pentru a da șansa și altor elevi, unei alte generații să participe la această activitate. Suntem conștienți că competiția este mult mai strânsă anul acesta, sunt foarte multe licee ieșene înscrise în competiție, dar mizăm pe calitatea muncii echipei și pe ideea pe care noi am dorit să o implementăm. Cam câte licee sunt per total așa din România? Câte, sau dacă există, mai corect spus, un criteriu anume? Haideți mai bine cu asta să începem. Competiția se adresează tuturor liceelor care doresc să se înscrie. Criteriile s-au diversificat de la un an la altul, în așa fel încât s-a demonstrat că e o competiție care interesează pe mulți. E vorba despre calitatea proiectului, a prezentării în limba engleză, a produselor finale, a ideii în sine. Sunt criterii care până la urmă duc la selecția finală. E vorba despre 10 licee care vor câștiga în final. În fiecare lună o școală câștigătoare este prezentă la Parlamentul European de la Strasbourg, în funcție de locul pe care l-a ocupat în clasamentul național. 10 licee din toată lumea. Sau din 10 licee din țară. Acolo liceul care reprezintă țara în luna respectivă se întâlnește cu câte un liceu din altă țară a Uniunii Europene. Există posibilitatea să vorbim de 2 licee din același județ? Da, au fost. Deci nu există, să spunem, un criteriu de acest gen. Nu, singurul criteriu de restricție ar fi o școală nu poate participa 2 ani la rând la această competiție, tocmai pentru a se asigura schimbarea generațiilor, să nu se lucreze cu aceiași copii. Deci un an ne înscriem, dacă participăm acolo, anul următor nu putem face acest lucru. De câte ori v-ați înscris? De 4 ori. Și de 4 ori am câștigat. Mă gândeam că n-am socotit eu bine, de-aia v-am vrut să vă întreb. Și acum ar fi a 5-a oară. A 5-a oară, da. Cum vă explicați rezultatele anterioare?
În primul rând, poate în timp am câștigat și puțină experiență, pentru că ceea ce am pus în joc la o ediție am folosit la ediția următoare, dar ne explicăm succesul în primul rând prin dorință, dorința noastră, a profesorilor coordonatori, dorința elevilor care au lucrat în echipă și nu știu, e vorba despre temele care ne-au inspirat de fiecare dată, au fost teme pe care am reușit să le abordăm într-o manieră originală, creativă, calitatea expunerii care poate ne-a asigurat un plus de valoare și ar fi ok pentru succesul nostru. Ce criterii trebuie îndeplinite așa de la A la Z pentru fiecare ediție, pentru ediția din acest an? În primul rând, primul criteriu era înscrierea în competiție imediat după apelul lansat de Comisia Europeană și anunțarea proiectului pe pagina liceului și în mediile sociale, după care derularea proiectului până pe data de 28 octombrie dosarul care trebuie trimis la București, la biroul Parlamentului European și derularea în această perioadă a activităților. Dosarul este destul de vast, cuprinde o documentație, o descriere a proiectului tradus în limba franceză sau engleză și cu prezentarea în limba română, fotografii care să ilustreze derularea activităților, ca produs final se punctează calitatea filmului pe care la fel elevii trebuie să realizeze pentru a ilustra desfășurarea acestor activități, un afiș care să ilustreze iarăși mesajul proiectului. Și cam atât ar fi criterii. Tema este aleasă de organizatori, îmi spuneți. Da, tema este aleasă de organizatori. Anul acesta tema este Europa pentru noi și s-a sugerat promovarea unui proiect realizat cu fonduri europene pe care noi a trebuit să-l identificăm. A fost și prima etapă în alegerea subiectului. Am identificat proiectul, ne-am documentat cu privire la proiectul respectiv și am ales să-l promovăm, mai ales că este vorba despre un proiect care se află în perioada de sustenabilitate. Ce proiect ați ales pentru cei care poate nu știu până acum? Având în vedere că ne-am dorit să ne pliem și pe anul centenarului, ne-am dorit să ne pliem și pe anul european al patrimoniului cultural, ne-am orientat către un proiect care vizează conservarea valorilor naționale. Este vorba despre restaurarea și reabilitarea clădirii Muzeului Municipal din Iași. Și e destul de mult de muncă la proiectul ăsta. Da, activitățile au început în luna iulie cu o vizită de documentare a echipei la fața locului. A fost momentul în care am făcut cunoștință nu doar cu echipa de acolo, ci și cu muzeul, cu fața lui nouă. A fost o vizită de impact pentru că ne-am dat seama că e un proiect care ne va furniza foarte multe posibilități de a realiza activități și de acolo a început totul. Aș întreba-o pe Ecaterina cum i s-a părut ei implicarea până acum în proiectul Euroscola și cum a fost și vizita la Muzeul Municipal. Pentru mine acest proiect reprezintă în primul rând implicare, care la rândul ei aduce dezvoltarea, contribuie la dezvoltarea mea personală, deoarece necesită consolidarea unor anumite valori și de asemenea și consolidarea și valorificarea unor responsabilități pe care ar trebui să le aibă orice cetățean. Dar nu e dificil să lucrezi la un astfel de proiect cu o miză atât de mare? Nu, fiindcă suntem o echipă întreagă și împreună putem să derulăm cu succes toate activitățile pe care ni le propunem.
Cum reușiți să selectați elevii? Cum îi atrage cadrul didactic implicat în proiect, iată, să fie parte la un astfel de... E un maraton, practic, de activități. Da, și să menționăm că mare parte a activităților au avut loc în vacanța de vară, ceea ce ne-a demonstrat că cei pe care i-am ales până la urmă au fost alegerea potrivită. Modalitatea în care am selectat echipa a fost simplă și cea pe care am aplicat-o în fiecare an, și anume realizarea unui interviu în limba engleză și prezentarea unei scrisori de intenție. Fiecare elev care dorea să facă parte din echipă trebuia să motiveze de ce își dorește să participe la acest proiect. Ne-a fost oarecum ușor, pentru că ei știau deja despre edițiile anterioare și atunci motivația lor a fost foarte mare, am avut de unde să alegem și credem că i-am ales pe cei mai buni. Din ce clase sunt elevii și v-aș întreba dacă sunt persoane care n-au mai reușit să facă parte din echipă. Elevii sunt din clasele a 10-a și a 11-a. Au fost persoane care nu au mai reușit să facă parte din echipă pentru că numărul de locuri era limitat la 24. Au fost trecuți pe o listă de rezervă. Nu a renunțat nimeni până acum, dar... Să spunem că există o rezervă în cazul în care, în momentul în care sperăm că se va realiza deplasarea, nu vor putea să meargă sau vor fi alte probleme, vom lua dintre elevii respectivi. Ce activități o să mai fie în luna octombrie? Activitățile pe care le-am desfășurat până acum au vizat popularizarea proiectului, în special în mediul preuniversitar, în celelalte școli, în mediul universitar, rândul studenților. Ne-am propus să încheiem, să zicem, acest maraton al activităților cu niște acțiuni de impact la nivelul comunității de data aceasta, de tip flash mob, un marș care să conducă până la urmă către Muzeul Municipal, trecând prin cele mai importante obiective turistice ale Iașiului, pentru că ne-am dorit să arătăm că în final Europa este cea care, prin aceste proiecte europene, ne ajută să ne păstrăm totuși identitatea într-o mare familie a țărilor europene. Nu e multă muncă o vacanță până la urmă de vară, care, iată, a fost altfel decât cum se întâmplă de obicei, Caterina? Într-adevăr, a fost o vacanță altfel, dar am reușit să o gestionăm într-un mod eficient și benefic pentru noi. Munca a fost multă, dar a fost împărțită, astfel încât fiecare a avut ceva de făcut și toți am reușit să aducem munca noastră proprie la timp. Ce ai învățat până acum din proiect sau cu ajutorul proiectului? Cu ajutorul acestui proiect am învățat și mai sunt multe de învățat încă. Am învățat că valorile trebuie cultivate și cel mai important lucru pe care l-am învățat în acest proiect a fost cum anume să promovez un lucru și cum să fac lumea să mă asculte. Spiritul de echipă funcționează la voi? Școala de obicei antrenează singularitatea, fiecare să-și vadă de drumul său și puțin această individualitate în sensul că eu trebuie să am grijă să fiu cel mai bun. Cum vezi tu viața de elev prin intermediul proiectului Euroscola? Avem o echipă destul de numeroasă, suntem 24, dar pot să spun că relația dintre noi este una strânsă și fiindcă este vorba de câteva luni în care prin intermediul activităților ne-am apropiat și ne-am cunoscut și nu există această individualitate, ci suntem un singur colectiv care are un singur scop și sperăm să-l atingem. Sunt și colegi de clasă? Da, suntem. Și cum îi vezi acum prin intermediul activităților? Mult mai strânși și cu același scop.
Ce ți s-a părut mai greu de realizat până acum la proiect? Păi, cred că cel mai greu lucru în general este de a iniția un anumit lucru. Restul este destul de ușor. Tot ce trebuie să faci este să inițiezi acel lucru. Mă gândesc acum, ați câștigat deja 4 ediții. Cum vedeți această ediție în curs de desfășurare, practic? Ce așteptări aveți? Da, cred că fiecare ediție a fost specială prin însăși natura ei. O avem la suflet pe fiecare în parte, cu câte o activitate mare. Acum 2 ani am desfășurat o activitate care își propunea să ajute un grup de copii defavorizați care trăiau în Halta Cug și am reușit să aducem în sufletele copiilor și în casele lor puțină speranță. Anul acesta simțim că ne aflăm aproape de pulsul Iașului, că promovăm orașul în care locuim și credem că va fi o ediție de succes și aceasta. Fiecare ediție are o temă diferită și înseamnă o experiență diferită. Deja sunt 4 experiențe și acum 5-a. Sperăm să fie, da, sperăm să fie încununată și această 5-a experiență cu succes, tocmai pentru că ne dorim să păstrăm această tradiție a deschiderii către Europa. Ne dorim să oferim elevilor din liceul nostru această posibilitate de a se conecta la realitățile europene și de a schimba chiar printr-o mică și aparent neînsemnată contribuție ceva în societatea în care trăim. Cum vedeți concurența? Nu pot să nu vă întreb. Așa cum spuneam și este firesc. Proiectele concurenței, mai corect spus. Da, am apreciat și întotdeauna am avut această înclinație spre a aprecia și a nu subaprecia niciodată adversarul. Sunt proiecte bune, creative, ideile sunt foarte diverse. Dovadă că în Iași există multe proiecte cu finanțare europeană. Chiar sunt total diferite, doamnă profesor. De la un colegiu la altul, de la un liceu la altul, observ că nu ne așteptam să fie așa. Da, sunt din domenii diverse, ceea ce ilustrează faptul că Iașul trăiește până la urmă și că Europa face parte din viața acestui oraș. Și că dovedește faptul că aveți de unde alege. Da, este o gamă foarte largă de proiecte. Noi am și spus, ne-am orientat către acest proiect pentru că l-am simțit oarecum mai aproape de ceea ce se întâmplă anul acesta, anul centenarului și anul european al patrimoniului cultural. Cred că nu mai este nimeni care s-a gândit la aspectul ăsta cu anul centenarului, din câte am observat, au mers spre alte zone. Da, sperăm să fim inspirați cu această alegere. Ce activități mai sunt de rulat în perioada imediat următoare? Ne-am propus, chiar de Ziua Educației, pe data de 5 octombrie, să desfășurăm un flash mob intitulat Iașul, oraș european, prin care să atragem atenția asupra faptului că, iată, Iașul este un oraș conectat la Europa. După care, pentru a încheia activitatea, pentru a încheia proiectul printr-o activitate de impact, ne-am gândit la un marș cu tablouri vivante pe care elevii să-l desfășoare trecând prin cele mai importante obiective turistice ale Iașului pentru a ajunge în final la Muzeul Municipal, cel pe care ne-am dorit să-l promovăm. Cu ce te-ai îmbogățit până acum din proiect? Cu multe cunoștințe în ceea ce privește toate obiectivele turistice, fiindcă toate sunt conectate între ele. Și m-am îmbogățit cunoștințe în ceea ce privește valorile europene și, de asemenea, cu mulți prieteni
Ai mai vorbit cu colegi mai mari despre proiectele Euroscola care au fost înainte? Nu, n-am avut această ocazie, dar sper să o am. Ce te-a convins? Cu asta, de fapt, trebuia să întreb. Ce te-a convins să te implici într-un astfel de proiect? Păi, în primul rând, acest proiect este o provocare pentru mine, deoarece mă ajută să mă dezvolt pe plan personal. Și, de asemenea, ideea de a ieși în spațiul european, în cazul în care noi, echipa, am câștigat această ediție, este o idee destul de îndrăzneață pentru noi. Dar e încurajator faptul că știi că în spate au fost numai reușite? Da, și foarte multă muncă. Nu putem ajunge sus fără să depunem eforturi. Dar nu sunt prea mari eforturile astea din ceea ce ne povestești. Da, păi atâta timp cât facem un lucru cu plăcere, nu există eforturi așa mari. Spre ce ai vrea să te îndrepți după terminarea liceului? Momentan încă am mai multe opțiuni, dar aș vrea să merg spre domeniul socio-uman. În România sau în afară? Sunt dispusă și în afară, dar m-am gândit că România este o țară destul de frumoasă și care poate are foarte mult potențial și în educație și are foarte multe lucruri de oferit. Pentru că nu vă implicați în primul proiect, cum ați observat dumneavoastră reacția elevilor care au mai fost până acum la Euroscola? Ce le-a plăcut cel mai mult? Cel mai mult le-a plăcut prilejul pe care l-am oferit de a lucra în echipă și de a face voluntariat. În mod surprinzător, nu s-au dat înlături de la nimic. Au sacrificat, așa cum am spus, zile din vacanțele lor. Dar și profesorii au sacrificat, nu? Deci sacrificii e cam jumătate-jumătate. Este jumătate-jumătate, dar pentru ca noi, profesori coordonatori, să putem realiza aceste activități, aveam nevoie neapărat de ei și au răspuns prezent la fiecare chemare a noastră. Au primit cu deschidere tot ceea ce a trebuit să facă la un moment dat. Poate a existat și motivația aceasta a ieșirii în Europa. Cei pe care i-am avut la edițiile anterioare au rămas cu niște amintiri foarte frumoase. Chiar și acum, după ani, au terminat deja și facultatea și distribuie pe paginile de socializare amintiri din zilele petrecute la Strasbourg. Deci sunt numai plusuri până la urmă. Da, doar plusuri, pentru că e o experiență minunată, care am observat că prinde din ce în ce mai mult. La primele ediții eram puțini, acum din ce în ce mai mulți, dar asta nu face decât să crească această calitate a proiectelor și selecția să se facă dintre proiecte foarte bine realizate. Și oricum și selecția echipei dumneavoastră văd că e tot mai riguroasă și dacă există un număr mai mare de doritori decât cei 24 care pot să facă parte din echipa asta, înseamnă că sunt preocupați. Avem de unde alege, da. Impactul a fost imediat. După ce am pus anunțul, deja scrisorile de intenție erau redactate. Erau pregătiți. Erau pregătiți, pentru că știau că se va întâmpla asta. A existat în permanență o informare la nivelul școlii cu privire la proiectele europene derulate cu ani în urmă și atunci elevii știau că ne vom înscrie din nou. Noi nu facem decât să vă urăm mult succes și așteptăm să ne dați de veste oricare ar fi dintre ele, dar să sperăm că va fi și a cincea oară cu noroc. Sperăm și noi. Rezultatele de obicei se anunță în luna decembrie, în perioada sărbătorilor și le primim de fiecare dată ca pe un cadou. Oricum, experiența în sine e un cadou și e meritorie pentru fiecare persoană care a încercat să facă
parte dintr-un astfel de proiect. Cu siguranță suntem câștigători cu toții. Mulțumim tare mult pentru că ați acceptat invitația de astăzi. Mulțumim foarte mult doamnei profesor Larisa Elena Zăzianu și elevei Ecaterina Bordeanu de la Liceul Teoretic Miron Costin din Iași. Mult succes și noi ne vom revedea miercurea viitoare.